Gina Chirilă s-a despărțit de Bogdan Vlădău după 7 ani de căsnicie. Pericolul cel mai mare mi se pare atunci când sfârșești într-un mediu toxic. Te doare sufletul să vezi că se despart oameni frumoși, tineri, care au stat și niște ani împreună și și-au făcut și o familie. Voi vă mai aduceți aminte de Gina Chirilă când a venit la Bravo iStyle însărcinată? Păreau toate bune și frumoase, însă între timp Gina și-a șters toate pozele cu soțul ei de pe Insta și a postat un mesaj care confirmă despărțirea lor. Ea a mai postat în trecut niște mesaje cu subînțeles care au dat de gândit fanilor. El a infirmat toate zvonurile, dar uite că până la urmă, oricât ar fi încercat ei să ascundă inevitabilul, acesta s-a produs. La începutul relației, Bogdan a înșelat-o, însă cei doi au reușit să treacă peste acel moment care a lăsat niște urme. Probabil dacă simțeam să nu trec, nu treceam, dar am simțit că pot să trec peste asta. Într-adevăr, a durat ceva pentru a se reconsolida încrederea și relația. Totuși, au fost 11 ani împreună, dintre care 7 căsătoriți. Eu zic că e greu să iei o asemenea decizie. Cei doi vor continua să aibă grijă de fetița lor, după cum a scris chiar Gina în mesajul de pe Insta. Dar mie, bă, chiar îmi pare rău de ei. Uite că din nou ce vedem în poze și filmulețe nu coincide mereu cu realitatea și ce se întâmplă în spatele ecranelor e diferit de fețele zâmbitoare din vacanțe.